Dragii mei, să vă invit să ne ridicăm în picioare. Citesc un cuvânt din Psalmul 127, pagina din Biblie 630, de la versetul 1 la versetul 5. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem slăviți să fie Domnul. Dragii mei, cel mai important lucru pe care noi îl avem pe acest pământ este familia. Obișnuiesc să spun în mai multe predici, noi suntem creați de Dumnezeu pe mai multe compartimente. Avem compartimentul cu nevoi fizice, avem compartimentul cu nevoi materiale. De exemplu, dacă mie mi-e foame și tu îmi dai grese și faianță, eu nu pot să-l iau gresea și faianța și să o mănânc. Ceea ce este nevoie în corpul meu din punct de vedere fizic, se va împlini doar cu o soluție fizică. Dacă eu am nevoie, de exemplu, în familie, de fidelitate, integritate și tu îmi dai să citesc o carte și să mă împlinesc cu acea carte, nu se rezolvă problema. Material, fizic, sentimental, familial, social și spiritual. De aceea, unei femei, de exemplu, care a fost trădată de soțul ei în familie, ca și relație de fidelitate, tu poți să-i dai 5 milioane de euro. Ea nu va zice, gata, am uitat, din cauza că tu mi-ai dat banii aceia. Iubiții mei, ceea ce nu înțelege omul este că dacă nu suntem împliniți în compartimentul spiritual, nu poți să fii împlinit în compartimentul familial. Te rog să afișez capitolul 1 din Iov, Iov 1 cu 1, și citesc până la 4, să vedeți 4 bogății mari pe care le avea Iov. Prima bogăție era bogăția spirituală. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Sfințenia, integritatea și frica de Domnul sunt cele mai mari valori pe care cineva le poate avea în viața asta. Pe locul 2 era familia. Atenție, nu mașina, nu afacerea, deși avea un business de câteva milioane de euro în banii noștri Iov. 11.500 de animale. Cine are atâția animale astăzi, înseamnă milioane de euro pe an. Și totuși, pe locul 2, la Iov era familia, nu era business-ul. Avea 10 copii, 7 fii și 3 fete. Pe locul 3 era munca. Și pe locul 4, Biblia spune, era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Poziția socială, în societate, da? Locul în care ești pus și în care ești respectat, bine văzut. Iubiții mei, dacă nu vom avea ordinea aceasta în familia noastră, ascultați-mă, eu nu o să am autoritate asupra copiilor mei dacă nu rămân sub autoritate față de Dumnezeu. Îmi spunea un băiat de Cristă la 12 ani, când tata m-a prins cu niște lucruri pe care nu o să le spun aici, că se transmite live, el m-a bătut. Grav m-a bătut. Greu. O zis ce nu știa tata e că și eu l-am prins pe el că nu trăia ceea ce pretindea că știe. Iubiții mei, dacă eu îmi bat copilul că l-am prins mințind și el m-a prins și el pe mine cu minciună, ascultați-mă bine, în afară că l-a întărât la mânie, n-am făcut nimic altceva. De aceea e foarte important noi ca părinți să rămânem sub autoritatea dată de Dumnezeu. Amin. Amin. Și apoi vom avea autoritate asupra copiilor noștri. Amin. Amin. De aceea împlinirea noastră astăzi trebuie să fie în ordinea în care avea și Iov. Mai subliniez un aspect foarte important, iubiții mei. Am văzut oameni împliniți material, cu eșecuri familiale sau spirituale profunde. N-au putut rezolva problema spirituală sau familială cu soluții materiale. Am văzut tați și părinți care au zis, le dau la copii tot ce vor. Dar dacă nu le-a dat pe Hristos, nu i-a dat nimic.
De aceea mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Psalmul pe care l-am citit, iubiții mei, spune de trei lucruri în care Dumnezeu se implică în familia noastră. Biblia spune că Dumnezeu se implică în zidirea casei noastre. Apoi Dumnezeu se implică în paza casei noastre, da? Și apoi Dumnezeu se implică în binecuvântarea casei noastre, pâinea câștigată, nu? Mă uit la socrii mei, 12 copii, și muncea doar tata pe salar. Mama, animale acasă, mama, soacră, părinții mei la fel. Venitul era foarte mic, iubiții mei, și totuși nu s-au culcat flămânzi copiii odată. Și cunosc oameni care câștigă sute de mii de euro. M-a spus cineva într-o zi de Cristi, mi-a intrat 50 de mii de euro în cont. Mai era o lună jumate până la Paște și au zis, până la Paște nu voi mai avea niciun ban în cont, din cauza că nu suntem educați financiar cu cheltuielile și eu și soția și facem praf toți banii. Iubiții mei, atât de important să vină binecuvântarea Domnului în casa noastră. Amin. Și să-L implici pe Dumnezeu în fiecare domeniu din casa ta. Am intitulat acest mesaj, copiii săgeți pentru o țintă precisă. Nu o să mă ocupați de zidirea casei, de paza casei sau de binecuvântarea casei, lucruri pe care le face Dumnezeu. Ci vreau astăzi noi, ca și părinți, să ne uităm care sunt responsabilitățile noastre față de copiii noștri, iubiții mei. În primul rând, vreau să subliniez faptul că copiii sunt proprietatea lui Dumnezeu. Amin. Și ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem toți părinții. Biblia spune în versetul 3, fiii sunt o moștenire de la Domnul. În Isaia 8 cu versetul 18, din nou, vedem cum copiii sunt un lucru nu care apare așa dintr-o dată. Sunt un lucru planificat de Dumnezeu și sunt un lucru care vine, sunt niște binecuvântări care vin de la Domnul. Iubiții mei, citim și din Genesa capitolul 30, versetul 1 și 2. Despre un patriarh, când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit, a invidiat pe sora sa și a zis lui Iacov, dă-mi copii, ori mor. Ce-o zis Iacov? Până acum ne-am ferit, am folosit diverse metode și acum o să-ți dau copii. Nu! Pe paginile Bibliei nu găsim copii programați. Știu că nu place predica asta la mulți. Dar vreau să vă spun că o pătruns curentul ăsta și în cultul penticostal. Fac cât copii vreau eu. Auzi, Dumnezeu să mă binecuvinteze, l-am implicat pe Domnul în căsătorie, l-am implicat pe Domnul la locul de muncă, dar la copii, eu decid. Iubiții mei, am întâlnit tineri care după nuntă au zis 5-10 ani, nu vreau copii, mie îmi trebuie concedii, carieră și alte lucruri. Când o vrut să aibă copii, nu mai putut să aibă. Uitați-vă în Biblie, niciunde copiii nu sunt programați. Îi spune Dumnezeului Avram, nu mai citesc acum ca să nu mai furtim. Zice, vezi că Ismael ăsta, 12 voievoți va naște. Cum? Dar nu mă lași pe mine să decid cât va naște. Tu decizi, Doamne. Și după câteva copitole, se enumeră cei 12 voievoți al lui Ismael. Iubiții mei, în toată Biblia, Dumnezeu a programat copiii când a vrut El, cum a vrut El și oamenii au înțeles acest aspect. A pătruns însă un curent teribil în secolul 20 care a spus așa, tu trebuie să programezi copiii. Lasă-L pe Dumnezeu acolo deoparte și vezi-ți de treabă. Și fă-ți tu treaba ta când vrei tu, câți vrei tu. Iubiții mei, m-am uitat în Lidl în urmă cu vreo 10-15 ani. Kaufland, ca să nu îmi facă procesul ăștia de la Lidl, știți? Că sunt stare. M-am uitat în magazine. Acum vreo 10 ani, 15 ani în magazine, găseai rafturi pline de lapte praf, pamper și tot ce vreți. Și rafturile pentru pisici era așa într-un colț. Acum am fost în Kaufland săptămâna trecută și m-am dus exact să verific, să nu spun prostii în predică. Ascultați-mă, s-o micșurat acum raftul pentru copii și pentru animale s-o mărit. În Kaufland am găsit 3 rânduri pline numai cu lucruri pentru animale. Bomboane pentru câini. Ce vreți voi? Ascultați-mă, nu știu cât ne va mai răbda Dumnezeu. Trăim într-o lume care nu mai vrea copii. Soția mea e medic farmacist, eu sunt programator. Și mulțumim Domnului pentru că am putut să facem o școală. Dar când au venit copiii, soția mea a renunțat la carieră. Eu am renunțat în ultimii ani. Nu mai pot să lucrez 10-12 ore cum lucram. Lucrez 4, 6, 7 ore. Sunt implicat în foarte multe lucruri. Încerc să o ajut cât pot. Și să ne implicăm în a avea grijă de moștenirea lui Dumnezeu.
Iubiții mei, nimeni, ascultați-mă bine, frații păstori care sunt cu mult mai multă experiență ca și mine, pot să confirme ceea ce eu vă spun acum. La nimeni pe patul de moarte nu-i pare rău că nu a muncit mai mult. Nimeni nu spune, băi, dacă aveam Mercedes și n-aveam Logan, ce fain era, mă. Foarte multe surori la mărturisire bătrâne au zis, îmi pare rău că am oprit nașterea de copii. Iubiții mei, dacă eu, mă ferească Domnul, dar presupunem că bârfesc pe cineva sau am mințit, repet, să mă ferească Domnul, mă duc mâine și îmi cer iertare de la fratele, trebuie să vină cina, mă împac cu el. Sunt păcate care le putem rezolva ușor. Vreau să vă întreb, copiii pe care i-am respins, cum îi mai rezolv? Dumnezeu are un plan pentru fiecare familie. La unii are 2, la alții are 5, la alții are 9, la alții are 12. Cotton Mather a fost unul din cei mai puternici predicatori ai puritanilor. Citiți-vă o carte, Lumină și Întuneric, fenomenală carte despre întemeierea Americii. A făcut Oxford-ul, ascultați-mă, nu a fost prunc în două clase, că se mai spune, bă, ăștia numai să facă prunc, știu. Altceva nu știu, a făcut Oxford-ul. A avut 15 copii, 13 i-au murit la naștere sau la scurt timp după naștere, pentru că n-aveau condițiile pe care noi le avem acum. Și totuși, cu Oxford-ul făcut, cu educație, în vremea aceea, oamenilor le era frică să respingă copiii. Iubiții mei, am luat cu mine telefonul la amvon pentru că vreau să citesc o mărturie a unei surori vasă de lucru care a plecat la Domnul anul acesta. Cunosc istoria ei, peste 40 de ani a prorocit. A avut lucrări împlinite cu da și amin de la Domnul. Și vă citesc ce a pățit într-o noapte. După al 6-lea copil am rămas tare slăbită și anemică. Că o mamă care dă naștere la copii, să știți că după mine face cel mai mare sacrificiu. Își sacrifică viața ei, calciu, anemie, resursele pe care ea le are. Și răsplătirea pe care o va avea astfel de mamă, va întrece, cred că, și răsplătirea păstorilor. Iubiții mei, spunea femeia asta, din cauza că adeseori aveam slăbiciuni la inimă, dureri de ficat și fiere, și nu puteam mânca aproape nimic. Când copilul avea vreo 5 luni, Domnul m-a pus la o probă în care recunosc că m-am clătinat. Domnul a fost așa de bun însă că m-a ridicat și m-a întărit, zicându-mi ca lui Petru când era să fie acoperit de valuri, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Crezând că iarăși am rămas înstrăcinată și văzându-mă slăbită și bolnavă, am început să mă frământ, întrebându-mă ce voi face, cum voi rezista și cum voi duce până la capăt, pentru că eu abia puteam sta pe picioare. Într-o seară am plâns înaintea Domnului, spunându-i starea mea și neputința trupului meu. Doamne, copilul este așa de mic, trebuie încă purtat pe brațe și altul îi va lua locul așa repede. Am simțit că nu fac bine, Domnul e olarul, eu sunt lutul, am început să plâng, să mă căiesc de cuvintele pe care le-am spus. Mi-am cerut iertare că am îndrăznit să încurc planurile cu gândurile mele nepotrivite. Cum plângeam, căindu-mă de murmurul meu și de cârtirea mea și rugându-L pe Domnul să nu-mi-L ia în seamă, Domnul mi-a vorbit. La ora 2 noapte am auzit o voce care am auzit-o de multe ori înainte și știam că e vocea Domnului strigând, femeie, pentru ce te-ai întristat în inima ta spunând că ești slăbită și bolnavă și nu vei putea rezista și vei cădea sub povară? Iată că nu este așa cum crezi, doar ți-am încercat credința. Iată ce spun, nu vei purta pe brațe un alt copil până ce cel care îl ai acum va împlini 2 ani. Atunci îți voi trimite altul. Foarte mare atenție la lucrare. Nu zici, Domnul, dacă o să mai vrei, îți mai dau. Vezi cu soțul cum te înțelegi. Dacă vii prea greu, îi dau la altcineva. Nu. Auziți. Dar iată, mai sunt mulți copii pe care am hotărât să-i trimit pe pământ și privesc în familie unde să-i trimit. Căci mulți se împotrivesc nașterii de copii, iar mamele cu mulți copii plâng înaintea mea și suspină că le este greu și cad sub povară. Nimeni nu le ajută și nu mai pot duce greul pe umeri. Suspinele mamelor au ajuns până la mine pentru că în loc să fie îmbărbătate, chiar în poporul meu sunt mulți ce le batjocoresc. Pe ei doi acum nu-i batjocoriți pe cele două familii, că-s la început. O să vedeți la al 7-lea, al 8-lea cum o să fie. Văd la mine, mă duc cu 5 în Kaufland, se uită la mine, zici că port eu mască cum îi dă Halloween. Și se uită la mine.
Iubiții mei, trăim într-o lume ostilă, din păcate și mulți din biserică deja au devenit ostili. Dar vă spun din ce cauză, că îi mustră conștiința. Și mai ușor să lovesc în cel care a primit copilul decât să-l încurajez. Dar de fapt lovirea aia nu face altceva decât încercarea liniștirii conștiinței proprii. Dar nu ai soluție. Uitați ce spune mai departe lucrarea. Suspinele mamelor au ajuns până la mine pentru că în loc să fie îmbărbătate, chiar în poporul meu sunt mulți ce le batjocoresc că nu sunt înțelepte. Și de aceea și-au luat pe umeri povară mai grea decât poduce. Dar iată, eu am trimis copiii în familie, nu cu scopul de a face mamele să cadă sub povară, ci ca să încerc prin aceste familii pe cei ce au puțin copii, pe cei care n-au copii deloc și pe tineretul bisericii. M-au tineri astăzi? Eu am îngăduit să fie sărac și bogat pe pământ pentru ca cel bogat să fie încercat prin sărac. Dacă își întinde mâna și dă celui sărac, dacă dă celui lipsit din mâna lui și îmbracă pe cel gol, dacă face loc în casa lui pentru cel nenorocit și fără adăpost, va fi răsplătit, dar de nu face aceste fapte va fi osândit. Tot așa am hotărât în planul meu să încerc prin familiile încărcate cu copii și greutăți pe alții. Și acum fiți atenți, le-am pregătit teren să poată lucra și să fie răsplătiți de mine. Nu se mai predică lucrurile astea. Nu se mai umple sala dacă predice așa ceva, gata. Dar asta e adevărul biblic, iubiții mei. Asta e adevărul biblic. Și familiile cu puțini copii și cele fără copii și tineretul pot să ajute mamele la creșterea copiilor. Pot să îngrijească de orfan și de văduve. Acum să mă audă tinerii. Decât să-și risipească timpul fără folos. Mai bine să ajute pe cei în nevoie. Dar suspinele și gemetele celor nenorociți au ajuns până sus, că cei mai mulți trec nepăsători pe alături și nenorociții gem sub povară. Ba mai sunt și loviți cu lovituri grele, unii aduc cuvinte de ocară mamelor. Pentru aceste fapte și ocări vor fi trași în curând la judecată, ca semn că eu am vorbit, când copilul cel porți va împlini 2 ani, atunci îți voi da altă. M-am cutremurat înaintea Domnului auzind planul lui și scopul lui cu privire la familie. De ce în unele familii sunt mulți copii, în altele puțini, iar în altele deloc? Ce minunat este Dumnezeu cât sunt de nepătrunse planurile lui și cum nu se potrivesc gândurile noastre cu gândurile lui. Și acum închei. Cuvântul Domnului s-a împlinit întocmai. Când copilul a împlinit 2 ani, am primit pe brațe pe al 7-lea copil, căruia i-am pus numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi, căci am zis. Dumnezeu este cu noi, mamele, și ne ajută să creștem copiii pe care ne-a dat. Iubiții mei, să nu ne jucăm cu lucrurile astea. Face parte din ascultare de Dumnezeu. Să lași planul Domnului în familia ta. Cât de mult te ocupi în fiecare zi de moștenirea lui Dumnezeu. Părinții nu vor putea crește copiii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși n-au o relație puternică cu Dumnezeu. Judecător 13:8, Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis. De ce? Să ne facem un selfie cu el. O, pe câți cunosc și eu care au prorocii pe WhatsApp și pe telefon, dar nu trăiesc o viață de pocăință. Domnul mi-a vorbit la de Cristi, Domnul mi-a spus. O zi să mai vină îngerul ca să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Iubiții mei, suntem noi oare dornici astăzi să învățăm cuvintele lui Dumnezeu ca să le putem apoi implementa în inima copiilor noștri? Moștenirea lui Dumnezeu, valorile acestea, într-o zi Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu ele. Aceasta e relația corectă. Părinții învață de la Dumnezeu, iar copiii învață despre Dumnezeu de la părinți. Spunea James Dobson, odată ce copiii au apărut, ei trebuie incluși cu orice preț în programul nostru zilnic. Odată ce copiii au apărut, ei trebuie incluși cu orice preț în programul nostru zilnic. Știți ce facem noi? Ne ajustăm programul după copii, în loc să ajustăm copiii după program. Să punem copiii pe primul loc și programul să fie pe locul 2. Închei primul punct, iubiții mei, și doresc să nu uităm. Copiii sunt moștenirea și proprietatea lui Dumnezeu.
Lasă copiii să vină în familie, dar nu-i suficient. Învață de la Dumnezeu valorile și principiile. Că mulți pot să fie soți, puțin pot să fie tați. Mulți pot să fie soții, puțin poate să pot să fie mame. Dar prin cuvânt învățăm aceste valori și le transmitem mai departe. Doi, știți ce mai învăț din acel psalm, iubiții mei? Copiii sunt niște săgeți. Nu sunt doar o moștenire. Copiii sunt niște săgeți, spune aici psalmistul, și săgeata nu este făcută să stea în tolbă toată viața. Săgeata este făcută ca să zboare. Mai devreme sau mai târziu, copiii tăi vor părăsi căminul tău. Vine ziua când pe copil îl pui în arc și pleacă. Și merge la Cluj, și merge la Timișoara, merge la București, poate merge în altă țară să studieze. Nu mai poți să-l urmărești cum l-a urmărit când era la tine acasă. De aceea e foarte important ca înainte să plece săgeata din arc, să te ocupi de săgeata aceea. Și acum vreau să vă spun din ce este compusă o săgeată. N-am adus cu mine aici, dar dumneavoastră ați văzut săgeți. Astăzi se mai folosesc foarte rar săgețele, dar înainte, în vremea aceea se foloseau foarte mult. O săgeată, în primul rând, iubiții mei, compusă din vârf, vârful săgeții. Și am asemănat vârful săgeții cu darurile copilului. Fiecare copil are niște daruri, niște talente pe care Dumnezeu le-a pus în el. Sunt daruri pe care le primim la botezul cu Duhul Sfânt, darul prorociei, darul cunoștinței și alte daruri. Sunt daruri cu care ne naștem, de exemplu, cântarea. Cântarea, darul de a cânta, nu-l primești la botezul cu Duhul Sfânt. E un dar nativ cu care te naști. Iubiții mei, foarte important aceste daruri să fie folosite spre slava lui Dumnezeu. Amin. Că dacă știe să cânte și îmi cântă în discotecă, n-am făcut nimica. De aceea nu e important doar vârful săgeții, doar dar. Băi, ce deștept e copilul meu, la 7 ani vorbește engleză, spunea un tată sau o mamă. Dar psalmul 23 îl știe? Nu. Nu, o să vezi unde o să vorbească engleză. Pe TikTok cu fetele. Acolo vă vorbim. Iubiții mei, nu e important doar darul. Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi, n-am cântat. Nu v-am cunoscut. Că nu e suficient doar vârful săgeții. Săgeata mai are ceva. Săgeata, iubiții mei, are o tijă. Tija aia la vârf. Are acel vârf, da? Și am asemănat săgeata, iubiții mei, tija, de fapt, cu caracterul copilului. Caracterul copilului. Darul îl va folosi în funcție de caracter. Iubiții mei, telefonul ăsta care eu l-am în mână, el nu-i păcătos în sine. Nu există telefon păcătos sau sfânt, cum nu este apă sfințită sau păcătoasă. Cuțitul din bucătărie nu-i păcătos. Și nu-i nici sfânt. E neutru, telefonul e neutru. Banii sunt neutri. Eu voi folosi telefonul, cuțitul, banii, timpul, sănătatea, ficatul e neutru. Plămânii sunt neutri. Poți folosi să urli la amvon sau să bagi în tine Carpați și Marlboro. Eu voi folosi toate lucrurile din viața mea în funcție de caracterul meu. Când fiul risipitor pleacă de acasă, el spune, tati, dă-mi. Când vine, spune, tati, fă-mă. Că banul, cuțitul, telefonul, aerul, nu? Aerul e neutru. Când inspiri, toți avem același aer în zalău. Când dăm afară, unii înjură, blastăm, alții binecuvintează. Aerul e neutru. De aceea e foarte important, iubiții mei, să nu ne concentrăm în viață pe lucruri, în primul rând, ci pe caracter. Pe tija aceasta, 2 Timotei 2 cu 21, Biblia spune aici prin Pavel ceva foarte important despre vase. Dacă cineva se curăță de acestea, adică de păcate, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Iubiții mei, nu vasul în sine a fost problema, da? Ci curățirea lui, dimensiunea lui, capacitatea lui, integritatea lui, dacă e spart sau nu. Că un vas poate fi folosit să car cu el vin sau poți să-l folosești să car cu el limonadă. E diferență. În funcție de caracterul copilului, el va folosi darul. Apoi, săgeata mai are ceva foarte important. Săgeata are niște aripioare, niște pene.
Sunt foarte importante, iubiții mei, aceste aripioare ca săgeată atunci când zboară prin aer să-și păstreze direcția. N-ați văzut copii, câtă vreme au fost lângă mama și lângă tata în tolbă, au fost ok. Când au plecat, s-au făcut praf. N-ați văzut tineri, câtă vreme au fost în fanfară, în cor, au fost ok. Când au plecat, bă, da, asta e fata aia care umbla cu vincios. Acum, ia îi zice. Da, pentru că sunt importante, iubiții mei, și aripioarele astea. Ele împiedică oscilațiile sau inversarea săgeții. Pentru că dacă nu sunt aripioarele acelea, tija și vârful nu-i suficient. Direcția ei nu va putea fi păstrată. Se va duce așa. Și va rata ținta pentru care a fost făcută. Dacă ai săgeată din aur, curat, dar nu nimerești ținta, cu ce te ajută? Iubiții mei, de aceea e nevoie, și aici am asemănat prezența Duhului Sfânt în viața fiecăruia. Călăuzirea Duhului Sfânt. Romani 8:14. Biblia spune ceva foarte important aici. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Copilul nostru când va pleca din arc, va trebui să ia decizii în viață, iubiții mei. Decizia la școală, decizii în căsătorie, decizii în domeniul familiei lui, decizii în afaceri. Poate își deschide un restaurant. Spunea acum recent un patron pentecostal. Demonstrează-mi că n-am voie să vând băutură. Nu, că vreau să bag băutură. Dar la început când o deschis, nu au zis asta. Au zis, nu vând băutură și țigări. Și acum au zis, vreau să-mi demonstrez. Greacă, ce? Arată-mi, zice. Iubiții mei, dacă Duhul Sfânt e cu noi în viața noastră, ne va ajuta să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la Naomi într-o zi. Pleacă de acasă cu soțul și cu copiii și merge în Moab. Și Biblia spune că acolo în Moab are parte de 3 înmormântări. Pentru că Moabul, iubiții mei, lumea aceasta, soluțiile ei, întotdeauna îți vor distruge familia și casă. Când ea se întoarce, Biblia spune așa, la plecare, zice ea către vecinile ei, eram în belșug. Și eu am o întrebare. Dacă erai în belșug, de ce ai plecat? Ascultați-mă. Când ea a plecat din Moab, din Betleem, care se numește Casa Pâinii, și responsabilitatea noastră a slujitorilor să fie pâine în casă tot timpul, ca să nu plece oamenii în alte părți. Când ea a plecat, valoarea era pâinea, materialul, banul, euro. Când a venit și s-a întors fără familie, a zis, am greșit. Valoarea mea trebuia să fie familia. Îl aveam pe soțul meu, mâncam pâine cu un soare și cu boia. Dar eram bogați. Aveam copiii lângă mine. N-aveam să le dau la fiecare zi McDonald's, KFC, pizza. Nu. Le puneam un ceai, poate, și o pâine unsă cu dulceață. Dacă ne rugam, cobora Duhul Sfânt la rugăciune. Iubiții mei, m-am uitat pe aici la frații bătrâni în sală. Nu au avut condițiile noastre. Dar au avut frică de Domnul. Și-au lăsat și v-au lăsat pe voi să vă nașteți. Și așa cum au putut ei să ocupa de voi. Merită cinstit și apreciați pentru ceea ce au făcut. De aceea e foarte important să implementezi în copilul tău această lucrare a Duhului Sfânt. Ca această călăuzire să nu-l părăsească toată viața. Apoi săgeata mai are ceva. Săgeata are o crestătură. Tija trebuie să se lipească de coarda arcului într-un mod perfect. Crestătură. Dacă, iubiții mei, dacă startul nu-i bun, săgeata nu-și va atinge țintă. Crestătura este punctul de tampon dintre arc și săgeată. Și am asemănat crestătura cu anturajul din familie, de la școală. Relația copilului cu cei din jur. Le spun la tinerii care își caută un partener, înainte să spui da pentru căsătorie, înainte să te îndrăgostești, pune principiile în fața sentimentelor, nu sentimentele în fața principiilor. Frate Cristi spunea cineva, m-am îndrăgostit și acum am văzut că el minte. Vreau să-l pun înaintea Domnului. Să văd dacă e de la Domnul. E de la Domnul, era care să zic are Domnul. Păi dacă minte când mergi în vizită la socri, o să te întâlnești cu diavolul. Și nu vorbesc de socrii fizici.
Păi ia-l pe tine cu diavolul în casă, să vezi. Iubiții mei, dacă mint și dacă spune adevărul înainte de căsătorie, trebuie să ai dubii. Că poate îți spune că e îndrăgostit. E foarte important să vezi. Are principii. Lansarea lui în viață, iubiții mei, lansarea unui tânăr, a unui copil, depinde foarte mult de relațiile pe care le are. Am vrut să vă afișez în dimineața asta, dar m-am trezit târziu cu gândul ăsta. O imagine care este pe internet. O pară care e putredă lângă o pară bună. Și para aia putredă nu-i vindecată de para bună, ci a început să mănânce și din para bună. Ai acasă un sac de cartofi, unul e stricat, într-o lună îți face praf tot. De ce nu vindecă ăia buni pe ăsta? Iubiții mei, atât de important e anturajul. Uită-te să vezi, ca și părinte, ești un părinte invidios, certăres, bârfitor. Lasă-l și pe Boareu, zice, lasă-l și pe Maluțan, zice, în pace, să-și vadă de casa lor, zice. Exact asta vei sădi în copiii tăi. Un tată în România la 18 ani a bătut la ușa copilului la cameră și a zis, e nouă fără un sfert, mergem la biserică. Și a zis, tate, la care biserică? La aia pe care îi bărfești în fiecare zi? Am 18 ani, tate, de astăzi merg tu singur. Eu nu mă mai duc. E foarte important, iubiții mei, ce start are copilul nostru în viață. Să-l întreb când vine de la școală, cu cine stai în bancă? Că dacă el e olimpic și stă în viață în bancă cu repetent, nu repetentul devine olimpic, ci olimpicul devine repetent. E foarte important să te interesezi. Să vezi cu cine prietenește în fața blocului. Să vezi cu cine iese în stradă. Să vezi de ce o întârzia după ora 10 seara. 1 Corinteni 15:33, nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Iubiții mei, copiii noștri sunt niște străgeți. Atenție la vârf, tijă, aripioare și crescătură. 3. Copiii și părinții, un al treilea mare adevăr din psalmul acesta, sunt implicați într-un război spiritual. N-o zis ca fotoliu în mâna unui om care se ocupă cu mobilă sunt copiii, nu. Ca săgețile în mâna unui războinic. Ascultă-mă ce vreau să spun astăzi. Diavolul nu are treabă cu oia din discotecă căsa lui. N-are treabă cu oia care își bane nevasta căsa lui. N-are treabă cu oia și cu oia și cu oia și cu oia. Și dacă astăzi ești aici între oia de care am zis, am o veste bună. Dumnezeu vrea să te schimbe viața. Amin. Să te scoată de acolo. Diavolul are treabă cu tine. Messi nu dă de la picioare la colegii lui, ci de la picioare sau încearcă să atace echipa adversă. Dacă toate îți merg bine, te potrivești în psalmul 73. Celor răi le merge bine. Iubiții mei, atunci când vin copiii în familia noastră, ascultați-mă bine, diavolul se uită la copil. Nimic nu-ți poate aduce împliniri mai mare în viața asta ca și copilul, dar nici dezamăgiri mai mari ca și el nimeni. Și diavolul când se naște un copil, și Biblia folosește exact imaginea care eu vă spun în Apocalipsa 12:4, cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și el le arunca pe pământ. Balaurul rostat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul. Nu-i doar metaforic asta. E și adevărată. Diavolul știe copilul ăla care ți-a dus bucuria la naștere, dacă îl poate smulge din brațul Domnului, din brațul tău, din valorile Scripturii, toată viața o să plângi. Și știu astfel de părinți. Pentru aia, iubiții mei, trebuie să fim conștienți, suntem într-un război. Evrei 11:23. Întrebați-i pe ucrainieni care sunt acum în război, așa e că contează ce telefon ai. Nici vorbă. Păi au fost care au lăsat totul și au plecat pe front. Cine a avut bani au fugit la vamă, unii dintre ei. Cine a putut, femeie și copii, au scăpat așa. Dar nu au zis, bă, nu plec pentru că am un ceas Rolex acasă și nu pot să leadă pe perete. În vreme de război, totul trece pe plan secund. Pe primul plan trece viața. Atât. Atât. Pentru aia au zis Nemia, luptați pentru casele voastre. Iubiții mei, mă uit și la mine și mă uit și la dumneavoastră. Luptăm 8-10 ore pe zi ca să muncim. Să facem pentru copii. Dar cât facem cu copii? Covidul ne-a demonstrat asta. Când ne-a băgat în casă Covidul, ne-am speriat cu copiii noștri. Nu știu ce să mai facem cu ei. Noi ca bărbați nu ne-am dat seama cum poate rezista o mamă 24 cu ei, că noi nu restam o oră.
Evrei 12 cu 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul. Și acum auziți. Și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Dumnezeu îți trimite materialul pentru slujetele tale, dar cât de mult te ocupi ca și părinte pentru pregătirea lor? O tolbă plină cu săgeți rupte, neșlefuite, strâmbe, cu vârful tocit, va duce la eșecul săgeții și într-o zi va duce la moartea războinicului. Înfrângerile părinților din familie sunt în strânsă legătură, iubiții mei, de înfrângerile copiilor. Vreau să vă întreb ca și părinți, poți să te bucuri ca și părinte dacă copilul tău are o căsătorie ratată? Trei ani am postit în fiecare marți pentru viitoarea soție. Soacra mea i-a pus pe copiii ei de când erau mici să se roage pentru căsătorie. De ce? O căsătorie fericită îi face pe părinți fericiți. Poți să te bucuri ca și părinte dacă copilul tău este plin de bani, dar gol de Dumnezeu? Bucuriile părinților sunt dependente de biruințele copiilor. Amin. Bucuriile războinicului sunt dependente de ținta pe care își o atinge săgeata. Ce bucurie e să vezi ca și părinte. M-am uitat la frații care au cântat aici, la familie, la tinerii care au cântat și mă gândeam, părinții din sală mai în vârstă, ce satisfacție. Am întrebat pe fratele pastor, toți frații opriți și sunt pocăință și o zis, da. Ce har! Iubiții mei, eu nu o să vă garantez că după predica asta toți copiii să vă rămână în pocăință. Dacă ai 7 și îți pleacă unul în lume din 7, e vina lui. Dacă ai 7 și ai 6 în lume, e vina ta. Părintele Samson și-a făcut partea. Samson nu a vrut. Dar ascultați-mă, dacă știu că am semănat ce trebuie în copiii mei, chiar dacă unul din ei pleacă în lume, am o mângâiere, sămânța aceea va rodi într-o zi. Dacă nu mi-am făcut partea și eu l-o plecat, spuneți-mi, vă rog, ce mângâiere mai am? Atât de greu, mă rog. Părinții, iubiții mei, sunt asemănați cu războinicii. Oare îți dai seama astăzi că se dă un război pentru tine și casa ta? Marcu 8 cu 36. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Poți să stai indiferent când știi că diavolul urlă și caută să-ți fure copilul? 1 Petru 5 cu 8. Fiți streși și vegheați. Iubiții mei, am întâlnit cu stupoare, tați, dorm liniștiți, fata la ora 1 plecată cu băieți până oraș și el dorm liniștit. Ce tragedie! O zis Petru, fiți streși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește. Și caută? Îi spuneam marți unei fete din biserica noastră care o călca pe bec. Tu încă mai crezi că lupul îți spune vorbe frumoase pentru că te iubește, așa? Am zis, nu înțeleg cum puteți fi așa prostuțe, așa credule. Îți trimit un SMS. Nu pot să spun de la învon unele lucruri. Dar sunt lover boys în România. Sunt oameni specializați în racolarea de fete. Îți trimit mesaje, te îndrăgostești, te-o luat și te-o trimis în Italia. Știu cazuri despre care nu se mai știe nimic. Știu fete plecate în aceea zi, din același oraș, fără ca părinții să știe. Nu le-au mai găsit niciodată. Repet, nu intru în detalii că se filmează. Câte ziduri de rugăciuni înalți ca să-ți protejezi familia de atacurile diavolului? Câte zile de post? Iubiții mei, părinții ar trebui să vorbească cu Dumnezeu despre copiii lor înainte să vorbească cu copiii lor despre Dumnezeu. Amin. Te ajute cu ceva să ai toți banii acestei lumi și toate pământurile din Zalău dacă copiii tăi au fost înghițiți de lumea aceasta? Ieremia 13 cu 17. Iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Îmi place de Ieremia. Nu zici, eu stau pe telefon, ai voștri pleacă în lume, dar ce mă interesează pe mine? Nu. O zis Ieremia, știu ce așteaptă pe copiii voștri.
De aceea aș vrea să evit lucrul ăsta și mă pun și plâng, postesc și mă rog. Am fost într-o familie, acum câțiva ani, la masă, m-am pus în capul mesei lângă sobă. Am zis, mă, să nu deranjez pe alții care vin, stau acolo mai chiar ultimul loc. Și îmi spune gazda, Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. M-am uitat, dar cum să fie sfânt locul ăsta? Și o zis, frate Cristi, am avut o mamă care l-a iubit mult pe Dumnezeu. I-am făcut numai rău. Mă îmbrăcam la 15-16 ani, la ora 10 seara mă găteam să mă duc la bal, la discotecă, la chefuri. Când eu ieșeam din casă, mama mea se punea pe genunchi, exact în locul ăla. La ora 4-5 dimineața veneam beat, mirosind la țigară și alte lucruri. Și mama mea era tot pe genunchi. Mi-a spus într-o zi așa, rugăciunile astea, pământul nu o să le acopere. Dumnezeu le va asculta. Frate Cristi, într-o zi Dumnezeu mi-a dat întâlnire. Am pierdut tot, am falimentat, am ajuns vai și amar și atunci m-am întors la Domnul. Dar o zi vreau să spun ceva. Am avut o mamă care a știut că la 15-16 ani nu mai mere cu nuiaua, dar mere cu rugăciune. Stai pe un loc sfânt. O mamă care nu a zis, lasă-mă că îl va întoarce Domnul cumva. Nu. O zis, trebuie să-mi fac partea. Iubiții mei, vreau să vă fac conștienți. Ați duceți voi războiul ca și părinți. Și mâine le vor duce copiii voștri mai departe. Dăm o veste bună, versetul 5. Ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor. Amin. La poartă. Și în ultimul rând, vreau să te fac conștienți, copiii, să te fac conștient, copiii pleacă spre o țintă. Războinicul stabilește ținta săgeții. Dacă vrea să treacă în vânt, poate să tragă. Dacă vrea să tragă în duhurile care sunt în văzduh, poate să tragă. Ca și părinte, ai o mare influență în a-l determina pe copil ce vrea să facă în viața aceasta. De aceea e extrem de important primul punct. Dacă tu ca părinte înțelegi voia Domnului pentru copilul tău, îl vei putea crește în așa fel încât el să-și atingă ținta. O mamă cu 7 copii trăia într-o sărăcie lucie și s-a rugat ca toți copiii să fie bogați și a sfătuit să facă orice în viața asta, numai să aibă bani. Astăzi, vă spun cu tristețe, toți sunt realizați pământește, niciunul nu-i pocăit. Tu stabilești ținta. Tu știi ce vrei de la copiii tăi. Iubiții mei, să nu confundăm dorința noastră cu ținta lui Dumnezeu. Pentru a ai nevoie de călăuzire, de a sta lângă Dumnezeu, să înțelegi ce plan are Domnul cu viața ta. Ținta noastră nu e neapărat cea mai bună meserie din România, cea mai frumoasă casă din oraș. Noi avem țeluri mai înalte decât asta. Filipeni 3:14, alerg spre țintă. Ce țintă frumoasă. Pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu. Te-ai gândit cum o să fie ziua judecății, să nu-ți vezi copilul lângă tine? Ce tragedie ar fi. Uitați ce țintă frumoasă. Vreau copilul meu să fie pe podiumul din cer. Vreau la premiere aceea să-l văd pe copilul meu că e lângă mine. Iubiții mei, unii părinți vor raiul pentru copii aici pe pământ și sacrifică raiul lui Dumnezeu pentru asta. Mă uit la Ana. Extraordinară femeia asta. Știți că atunci erai bajocorit dacă n-aveai copii. Acum ești bajocorit dacă ai copii. Și pe Nina o înțepa pe Ana. Știți ce putea face Ana? Să-și ia un ac mai mare, să înțepe înapoi. Nu? Surorile, voi ce faceți când sunteți înțepate? Îl dog eu la comitet. Las că arăt eu ei. Ascultați-mă, nu o să poți să scoți ura cu ură niciodată. Eu dacă am frig în casă, soluția nu se bagă un iceberg, ci un foc în casă. Avem impresia ca oameni că dacă le facem înapoi cum au făcut ei, o să-i schimbăm. Nu, faci conflictul mai mare. Ana o știut. Nu poți să schimbi pe Penina, dar poți să o duc înaintea lui Dumnezeu pe Penina. Și-o mers într-o zi la biserică, Ana la templu, o zis Eli, cu pacea Domnului, biserica e liberă. Și Ana nu a plecat. O mers în colțul bisericii, acolo la templu, și a început să plângă. Acum gândiți-vă, să te bajocorească păstorul că stai peste program, nu?
Ai zice, bă, eu scop foaia membrală și mă mut de aici, în viața mea, la ceva, ce păstor fără călăuzire, nu? Femeia asta a zis, pă, la cât i-am încasat de la Penina, ce mai spune păstorul acum? Nicio problemă. Iubiții mei, auziți ce a zis Ana? 1 Samuel 1:10-11. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și mă vei și nu mă vei uita și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, o să-l fac avocat. Și au zis, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Am o țintă, Doamne, în viața asta. Aș vrea ca următorul proroc din Israel să fie pruncul meu. Următorul evanghelist din Zalău să fie copilul meu. Următoarea mamă care crește copii demn de a fi oameni să fie fata mea, nu? Ce țintă ai pentru copilul tău? Rugăciunea asta a mișcat inima lui Dumnezeu. El l-a dat pe Samuel. Până la 4, până la 6 ani, între 4 și 6 ani se opreau femeile evreice din alăptat. Avea undeva la 4 ani, cel mai probabil Samuel, când a fost dus la templu. V-ați imagina ziua aceea când Ana trebuie să lase pe Samuel acolo, când i s-a rupt inima. N-avea bani, n-avea Audi, Mercedes, n-avea confortul nostru. Bă, mă urc în mașină, ajung la Ierusalim, vin înapoi, îl mai văd odată, facem un FaceTime. Ne uităm pe WhatsApp video. Eli, ăsta e copilul pentru care m-am rugat. Se întâmplă ceva într-o noapte. Aude Samuel o voce. Știți că mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi? L-a strigat Dumnezeu pe Samuel. Nu știu, așa e că noi ne uităm la un copil de 4 ani, vedem că poate se plimbă, pe aici nu zice, ce-au fi și de asta? Aveam 7 ani jumate, 8 ani, poate spre 9 ani, când mulgeam vaca în grajdul părinților mei. Și m-am gândit de atunci când o să fiu mare, nu mare ca popularitate, că n-am căutat asta, ci mare ca și vârstă. Am avut un gând acolo în grajdul familiei, care m-a frământat ani de zile. Și am zis, vreau să fac o asociație pentru cei săraci. Așa e că dacă v-ar spune un copil la 8 ani care mulge vaca, cu cizme din alea, n-ai de la 2 lei pe el. Așa e, du-te-mă, daci-mă, prostii vorbe. La 12 ani am cumpărat, cu primii bani câștigați de la bunicul meu, am cumpărat câteva pungi de pufuleț. Nu pentru mine, n-am mâncat nici unul din pufuleții ăia. La o stradă de distanță erau niște copii romi. Umblau de sculți, vai și amare erau. Și am zis, înainte să fac asociație, e bine să încep cu lucrurile mici, știți? Că înainte să merg în Africa, e bine să încep să evangelizez blocul în care stai. O lua bunicul meu pungile de pufuleț și mi l-a rupt în față și o mâncat din ele. Și a zis, tu și pufuleții, tu și ajutorarea. Prin harul Domnului, până acum miros de cer, au făcut 25 de case. Au împărțit 1.000.000 de kilograme de cartofi. Au dat peste 15.000 de ghiozdane. Au împărțit peste 20.000 de cadouri de Crăciun la copii. Nu eu. Domnul. Am vrut să vă spun asta, nu ca să mă scot în evidență, că n-am cu ce să mă scot. Dacă făceam cu banii mei, nu vă spuneam lucrurile astea. Suntem o echipă și sunt mii de oameni în țara asta și în afară care se implică. Am vrut să vă rog altceva. Nu mai disprețuiți visul unui copil. Nu mai râdeți de un copil care poate stă cu ochii deschiși la rugăciune, că încă nu s-a întâlnit cu Domnul personal, dar măcar e în adunare. Nu mai lua peste picior o mamă care e cu 3 în brațe, poate. Mama mea ne-a dus la biserică 5 ani de zile fără tata. Fiecare binecuvântare. Era ploaie afară, ninja. Și nu ne dădea voie să stăm în pat. Pe jos și pe bicicletă la biserică. Azi avem mașini, punem pe auto, scaune încălzite.
Și zice, cine vine seara asta? Că altfel nu mă duc. Suntem 3 băieți și 6 fete, toți suntem botezați cu Duhul Sfânt. Toți suntem în biserică. Toți 3 băieți suntem ordinați și slujim în biserici. Știți de ce? Din cauza unei ținte. Închei cu exemplul lui Moise. Într-o zi faraonul a strigat și a zis, orice băiat care se va naște. Faraon știa ceva, iubiții mei, ceva interesant. Faraon știa, dacă nu mai sunt băieți la evrei, fetele evreilor vor lua băieți egipteni. Într-o generație i-am schimbat. Într-o generație i-am făcut praf. Și gândiți-vă că cu riscul vieții nășteai un băiat. Te prindea că l-ai ascuns, mureai. Și într-o zi o văzut Iochebed că a început să-i crească burtica. N-avea ce avem noi astăzi aparate, mers să vezi ce îi, băiat sau fată. Până în ziua nașterii nu știai ce îi. Și-o zis Amram, dacă o să fie băiat, ce facem? Că uită porunca împăratului, ce drastică poruncă, nu? Și când s-a născut, a văzut că e băiat. 3 luni de zile l-a ascuns. N-avea biberoane, n-avea milupa, milumil, n-avea pampers. Acum în 20 secunde ai schimbat copilul, șervețele umede. N-avea condițiile noastre. Copilul creștea și crescând, copilul a crescut și plămânii. Și când plângea, nu știa ce să mai facă cu el. O venit Amram într-o zi acasă și l-a văzut-o pe Iochebed cu o grămadă de nuiele lângă ea. Și a zis, ce faci? Și a zis, fac un coșuleț. Vine vremea să pleci, să plece din casa noastră. La ei a fost la 3 luni. Istoricii, iubiții mei, spun că Nilul în vremea aceea era fluviu cu cel mai mulți crocodili din lume. Ascultă-mă, e plin Clujul de crocodili. E plin Bucureștiul, Timișoara și Zalău de crocodili. Începe să lucrezi la coșuleț din prima zi. Pune-i smoală, pune-i nuiele, pune-i post, pune-i rugăciune. Dumnezeu face o minune fenomenală și vine fata lui Faraon și pune Dumnezeu milă în inima ei, că putea să zică la moarte cu băiatul ăsta. Miriam veghea acolo, vine, aduce pe mama, știți textul, nu mai intru în detalii, și merge să alăpteze Iochebed. Alăptatul durează undeva la 20 de minute. Cât să fi fost? De 3-4 ori pe zi. Știa Iochebed, am 2 ore pe zi. Când în timp ce alăptez, pot să-i spun, vezi că bunicul tău nu-i Ramses? Vezi că unchiul tău nu-i Faraon? Nici tatăl tău? Moise, vreau să te învăț ceva. Noi suntem dintr-o spiță de neam care l-a slujit lui pe Dumnezeu cu toată inima. Undeva la 4 ani a spus fata lui Faraon, mulțumim, nu mai avem nevoie. I s-a strâns inima la femeia asta. O știu că nu mai are ce să facă. Și-a plecat. O trecut 26 de ani, iubiții mei, poate și mai bine. Până la 40 de ani, 36 de ani. Și la un moment dat aude că copilul ei a devenit un criminal. Știți, și eu spus Amram, nu scrie în Biblie, dar eu cred că i-a spus, tot trebuie prunci. Uite ce face, ucide. Așa e că nu mai dai șansă la un criminal. Apoi auzi că copilul ei a plecat. 40 de ani, iubiții mei, nu mai auzi nimic de el. Telefon, nimic, adresă, scrisoare. Disperată femeia. Hai mănâncă, draga mea, dar nu pot să mănânc. Într-o zi, Dumnezeu îl întâlnește pe Moise printr-un rug aprins. Și-a zis, Moise, vârful e gata, tija e gata, tot e ok, tot e pregătit. Trebuie să ne întorci în Egipt să iei poporul acela și să-l duci în Canaan. Dacă îl trimitea Dumnezeu pe Moise la 40 de ani, ajungea singur în Canaan. La 80 de ani l-a trimis, nu a ajuns el, dar a ajuns poporul.
Copiii acelea. L-au folosit Dumnezeu. La 80 de ani, poate cu părul alb, în vârstă și Moise, se apropie de Egipt. Și se duce vorba că a venit un bătrân care are niște planuri incredibile. O strâns bătrânii rapid. Cred că printre bătrânii au fost și Amram și Iochebed. Dintr-o dată, pe fața lui Iochebed a apărut zâmbetul, s-a uitat la Amram și a zis, i-am spus că merită. Ai văzut că Dumnezeu nu rămâne dator? Ai văzut că Dumnezeu lucrează și pe copilul meu l-a făcut lider? Ce bucurie! O zis Moody, 40 de ani a crezut Moise că cineva, următorii 40 de ani, Dumnezeu l-a făcut un nimeni. Și de la 80 la 120 de ani, Dumnezeu a arătat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. V-ați gândit la mamele care au născut băieți și care i-au aruncat în râu de frica vieților? Vă gândiți la câte mame sunt astăzi care spun, nu mai întrebe copii, vreau carieră, vreau viața mea, vreau bani. Poate Iochebed nu mai arătat, că nici soția mea după 7 prunci nu mai arată ca în ziua nunții. Corpul se schimbă. Și aia care crește câini își pierde sănătatea și aia care crește prunci. Dar câinele nu va fi niciodată proroc, nici predicator. Nici nu va moșteni cerul. Afară sunt câinii. Și fizic și cu caracter de câine. Dar copiii tăi și ai mei. Mi-a spus Domnul, în urmă cu 2 săptămâni, eram atât de îngrijorat pentru copii, că basara asta în lume și în lațe pocăiesc oameni, dar dacă ai mei merg în lume, n-am câștigat nimic. Și m-a spus Domnul așa, niciunul nu o să lipsească în ziua aceea. La Sibiu, acum 8 ani, o strigat Duhul Sfânt și o zis Cristi, o zis tineri, bărbatule, ocupă-te de lucrarea mea și eu mă voi ocupa să-ți rămâne copiii lângă mine. Iubiții mei, îl rog pe Dumnezeu care poate să păzească, să vină cu noi. Îl rog pe Dumnezeu care poate să binecuvinteze, să binecuvinteze aceste două familii. Amen. Să binecuvinteze Biserica Betel. Amen. M-am bucurat să fiu cu dumneavoastră la slujbă. Luați și-o fost bun, ce-i biblic din tot ce am predicat. Și vreau un singur lucru într-o zi, nici o unghie să nu mai rămână în Egipt, ci toți să ne vedem cu bine. La ultima stație, pe peronul veșniciei. Amin.